încercați rețeta CFR-ului care a dat lovitura cu jucători din... Băi, tata, hai să spun care-i treaba. Cum a fost? Nu chiar cine l-a găsit sau cum? Păi l-a găsit vulturar, mi-a zis. Da. Și după aia l-am văzut meme mai mult la studia și mi-a zis, bă, Gigi, pare prea bun, nu știu cum. Nu l-a luat nimeni pe ăsta, că e prea bun, hai să-l verificăm, că e prea bun. Și când după aia a zis, băi, cu tare l-a întrebat, că nu și-a pus, nu știu ce pusese el pe Instagram, nu știu ce, din Matei. Păi zic, bă, înseamnă că e ortodox. Da. Ortodox, imediat luați-l, nu contează, dați bani cât costă. Și cât ați dat? Și l-am luat că era ortodox mai mult. Băi, acum o să râdeți, bă, că l-a luat, că... Da, dacă aud că e ortodox, dar meu, dacă mă împărtășesc cu el, cu Hristos, cu ortodoxul meu. Nu? Și-am dat pe el, nu știu, 50.000, nu știu, 70.000, nici nu știu cât a dat. Cu toate, adică, comisioane. Înțelegi? Și acum mai vrem și să luăm și încă unul de acolo, care tot ortodox e. Da, dacă e ortodox, și am zis lui Mihai, bă, ia, fă-mi o echipă, nu mai de negri ortodoxi. Da, mă, da! Păi da! Păi da, nu... N-am eu acolo în Rwanda și Uganda, că nu are fotbal, că luam eu de acolo, înțelegi? Acolo stai mei, că botez acolo câte 2-3 mii de copii odată. Dar îi fac acum ortodox și o să fie peste 15 ani fotbaliști. I-a dus la FCSB.